Stimați credincioși, ne bucurăm pentru că și anul acesta Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să ajungem în preajma sărbătorile nașterii Mântuitorului. Biserica Creștin Voianghelii din România se bucură de acest eveniment, pentru că ne aducem aminte de tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Îmi place așa de mult să cred că fiecare creștin are bucuria în sufletul lui, are bucuria nașterii Mântuitorului, pentru că el a făcut tot ceea ce a trebuit pentru ca noi să putem să obținem viața veșnică. Ne bucurăm de întruparea Mântuitorului, ne bucurăm de mesajul pe care l-am primit, ne bucurăm de asemenea de mântuirea pe care Dumnezeu a realizat-o în Fiul Său. De aceea ne aducem aminte de ceea ce este Dumnezeu pentru noi. Chiar în primele versete ale Evangheliei după Matei, Evanghelistul sublinează un adevăr extraordinar de frumos. Iar nașterea lui lui Isus Hristos a fost așa. Acest așa indică precizia cu care Dumnezeu a plănuit toate lucrurile. Indică faptul că Dumnezeu ce a hotărât nimeni și nimic nu poate să schimbe. Și ne bucurăm de faptul că ceea ce ne informează Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. De aceea e important ca în aceste zile, și nu numai, dar în mod special în aceste zile, să ne încredem într-un Dumnezeu care tot ceea ce zice, așa și este. Un Dumnezeu care nu se dezminte, un Dumnezeu care duce la îndeplinire planul său, un Dumnezeu care ceea ce a promis a și făcut. De aceea, Dumnezeu este vrednic de încredere. Nimic și nimeni, nicio teorie și nicio persoană nu poate concura, rivaliza cu Dumnezeu, pentru că nu poate să ducă la îndeplinire planurile așa cum poate să le ducă Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este suprem, și avem o bucurie enorm de mare că acest Dumnezeu al nostru este Tatăl nostru în care noi ne încredem în orice detaliu din viața noastră. Fie bine, fie rău, fie pace, război, noi ne încredem în acest Dumnezeu. Și anul acesta, pe care îl trecem, depănăm amintirile și ne dăm seama de modul în care mâna puternică a lui Dumnezeu ne-a purtat. Și El este demn de încredere. Ne bucurăm de asemenea de ceea ce Dumnezeu ne va asigura în viitor. Pentru că, indiferent ce va fi, Dumnezeu este demn de încredere, așa cum a scris despre nașterea Mântuitorului. Așa este valabil pentru orice lucru. De aceea vă felicit, vă încurajez că v-ați pus încrederea în acest Dumnezeu demn de încredere. Și facă Dumnezeu ca sărbătorile acestea să fie un moment deosebit în care, dincolo de frumusețile pe care le aduc, de mesele îmbrășugate, de coloritul luminilor, de cadourile pe care le primim, să ne punem încrederea mai mult și mai puternic în mâna acestui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu poate să facă pentru noi și de faptul că El este purtătorul nostru de-a lungul viacurilor. Vă binecuvintez, vă doresc sărbători binecuvântate și în numele Domnului nostru Isus Hristos care a venit și s-a întrupat pentru noi să fie cinstit și onorat în toate lucrurile. bine binecuvântați!